Vladimir Putin a dat ordinul. Se întâmplă chiar lângă granița cu România. Liderul de la Moscova nu are în plan să oprească conflictul militar, ci din contră vizează noi ținte. În urmă cu puțin timp, regiunea Nicolaev a fost bombardată masiv, anunță primarul orașului. Rușii au făcut ravagii încă de la primele ore ale dimineții. De această dată, vizată a fost infrastructura portoară din regiunea Nikolaev, Mikolaiv, situată în sudul Ucrainei. Anunțul a fost făcut de primarul orașului Nikolaev, Oleksandr Senchevici. Acesta a confirmat faptul că trupele ruse au lovit marți dimineață zona. El a catalogat atacul ca fiind o lovitură de proporții cu rachete, din direcția Mării Negre, cu ajutorul forțelor aeriene. O lovitură de proporții cu rachete a fost lansată asupra sudului Ucrainei din direcția Mării Negre și cu ajutorul aviației, a declarat el la televiziunea de stat. În ceea ce privește pagubele înregistrate din punct de vedere al infrastructurii, oficialul ucrainean nu a precizat încă nimic în acest sens. Orașul Nicolaev bombardat marți dimineață. Anterior, într-o postare pe contul de Telegram, edilul anunța că la Nicolaev au sunat sirenele și s-au auzit explozii puternice. El le recomandat atunci cetățenilor să se adăpostează și să nu circule pentru a nu fi în pericol. Explozii puternice se aud la Nicolaev. Vă rog pe toți să rămâneți în adăposturi. Deși ora până la care restricțiile de circulație sunt valabile a expirat, alerta în caz de atac aerian continuă le-a transmis locuitorilor Alexandr Senchevici.